Cântarea numărul 33. Sus în cer, noi avem o casă. Cântarea următoare, 34, în cer noi mergem ca acasă. Tu nu mergi? Atât
cu ajutorul Domnului Iisus, doresc să citim în epistola către evrei, din Biblie, Cartea lui Dumnezeu, epistola către evrei din capitolul 1, de la început. După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui, și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte, ajungând cu atât mai pe sus de îngeri, cu cât a moștenit un nume mult mai minunat decât al lor. Capitolul 2, versetul 1. De aceea, cu atât mai mult trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Căci, dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit, și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi, dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care, după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o, în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia Sa. În adevăr, nu unor îngeri a supus El lumea viitoare despre care vorbim, ba încă cineva a făcut undeva următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el, sau fiul omului ca să-l cercetezi? Iată, suntem împreună aici cu ocazia plecării dintre noi a unui suflet iubit, la o vârstă foarte fragedă. Dar cu această ocazie, Dumnezeu, care ne iubește, are să ne vorbească fiecăruia dintre noi câte ceva. Suntem oameni călători pe pământul acesta și observați în finalul textului pe care l-am citit și de la care voi porni mesajul meu, cu ocazia aceasta ni se spune ce este omul. Cu această ocazie noi se pun o mulțime de întrebări. Și cu această ocazie mulți dintre noi gândim mult mai serios cu privire la viața noastră, cu privire la rostul existenței noastre. Nu se pun întrebări de genul acesta. De ce sunt eu aici pe pământ? Care e rostul meu? Am venit la întâmplare? Dacă n-am venit la întâmplare, care este rostul pentru care Dumnezeu m-a așezat pe pământ? Ce gânduri are El cu privire la mine? Cine poate răspunde la aceste întrebări? Numai Cartea lui Dumnezeu ne poate răspunde la aceste întrebări. Vreau să vedem unul din răspunsurile care țin de o expresie a unui om din vechime. Privind la viața scurtă a omului, el spune următoarele cuvinte. Spre exemplu, împăratul David, nu, despre care noi am învățat la istorie, ne spune în Psalmul 144 următoarele cuvinte. Doamne, ce este omul ca să iei cunoștință de el? Fiul omului ca să iei seama la el. Omul este o suflare
Zilele lui sunt ca umbra care trece. David constată această realitate. Realitatea aceasta că viața noastră pe pământul acesta este foarte scurtă. Și Moise, omul lui Dumnezeu, face și el o rugăciune care e scrisă în Psalmul 90 și el ne spune, printre altele, că viața noastră este scurtă și plină de necazuri și lucrul cu care se mândrește omul nu este decât rudă și durere, că-și trece iute și noi zburăm. Anii vieții noastre, zicea el, se ridică la 70 de ani și pentru cei mai tari la 80 de ani. Iată că Elena n-a apucat nici 70, nici 80. Dumnezeu a avut un plan special cu ea și a luat-o mai devreme decât ceea ce gândim noi de obicei. De ce așa? Dumnezeu știe. El nu greșește. Suntem convinși de acest adevăr? Dumnezeu care ne-a creat, pe mine și pe fiecare dintre dumneavoastră, are un plan cu noi. E bine, spuneam că ne punem întrebări. Sunt eu venit la întâmplare aici și spuneam că, de fapt, cartea lui Dumnezeu ne dă răspuns și e normal să fie așa. După cum în viața noastră obișnuită, când cumpărăm un aparat, un obiect, o mașină, producătorul ne dă împreună cu obiectul respectiv și o carte tehnică, în care ne spune care e scopul pentru care a conceput obiectul, mașina sau ceea ce am cumpărat noi și ne spune cum trebuie să-l folosim dacă vrem să ne bucurăm de facilitățile pentru care el a conceput respectivul obiect. E bine, noi, omul, ființa aceasta creată de Dumnezeu, nu suntem veniți pe pământul acesta la întâmplare. Dumnezeu care ne-a creat, ne-a pus și El la îndemână cartea tehnică, cartea prin care ne spune de ce suntem aici, ce plan a avut El cu noi atunci când ne-a creat și este așa de important să luăm aminte la ceea ce El ne spune în cartea aceasta. Și Moise, omul lui Dumnezeu, despre care vă spuneam mai devreme, în Psalmul 90, vorbind despre lucrul acesta, pune o întrebare. Dar cine ia seama la mânia ta ca să se teamă de tine așa cum se cuvine? Și urmează o rugăciune. O rugăciune care ar trebui să fie rugăciunea fiecăruia dintre noi. Dacă vrem să ne bucurăm din plin de viață. Și rugăciunea sună așa. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Aceasta vrea Dumnezeu de la noi. O inimă înțeleaptă. Și înțeleptul Solomon, vorbind despre lucrul acesta, în cartea Proverbe, ne spune că omul înțelept vede răul și se ascunde. N-aș vrea să spun partea a doua, dar e scrisă în Biblie și e demn de luat în seamă. El zice în continuare, dar proștii merg înainte și sunt pedepsiți. Noi dorim ca toți să fim din aceia înțelepți, care vedem răul cu care ne confruntăm. Și apare această întrebare, spuneam mai devreme, că împăratul David, în Psalmul 144, de unde am citit, constată un lucru, că viața noastră pe pământ este doar o suflare. Așa ne-a conceput Dumnezeu ca să trăim o viață scurtă? 70 de ani, 80 de ani, la cei mai mulți? Cartea aceasta ne dă răspuns că nu acesta a fost planul inițial al lui Dumnezeu. Dumnezeu n-a vrut ca viața noastră pe pământ să fie scurtă și plină de necazuri. Domnul Dumnezeu care ne iubește, Creatorul nostru, ne-a creat ca să ne bucurăm din plin de viața aceasta pe care El ne-a dăruit-o. Necazul este că noi, ca oameni, ne-am depărtat de Dumnezeu și n-am ținut cont de planul Lui. Vreau să citesc, spre exemplu, o parte din
într-o cuvântare pe care Sfântul Apostol Pavel o ține în Areopagul din Atena, cu privire la rostul nostru aici, care răspunde la o parte din întrebările despre care am vorbit mai devreme. Citesc din Cartea Faptele Apostolilor, din capitolul 17. Iată aici, Sfântul Apostol Pavel este invitat în Atena, în Atena Antică, nu, despre care noi am învățat la școală, să vorbească despre subiectul acesta. Și citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 17, de la versetul 22. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului și a zis: bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Căci, pe când străbăteam cetatea voastră și mă uitam de aproape la lucrurile la care vă închinați voi, am descoperit chiar și un altar pe care este scris: unui Dumnezeu necunoscut. Ei bine, ceea ce voi cinstiți fără să cunoașteți, aceea vă vestesc eu. Dumnezeu, care a făcut lumea și tot ce este în ea, este Domnul cerului și al pământului și nu locuiește în temple făcute de mâini. El nu este slujit de mâini omenești, ca și când ar avea trebuință de ceva. El, care dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile, El a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Căci în El avem viața, mișcarea și ființa, după cum au zis unii din poeții voștri. Suntem din neamul Lui. Deci, observați, am citit un fragment din această cuvântare, fragment care spuneam că dă răspuns la o parte din întrebările pe care le-am enunțat la început. Care e rostul meu pe pământul acesta? Ce am eu de făcut ca să mă pot bucura din plin de viața pentru care Creatorul m-a așezat pe pământ? În primul rând, reținem de aici câteva lucruri. Și anume, că Dumnezeu dă tuturor viața, suflarea și toate lucrurile. Poate că nu suntem convinși de acest adevăr, dar realitatea este că Dumnezeu ne-a dat viață, Dumnezeu ne-a dat sănătate și toate lucrurile pe care le avem sunt rezultatul acestei stări pe care El ne-a dat-o. De asemenea, ni se spune că Dumnezeu ne-a așezat în viețile noastre anumite vremi, anumite perioade din viață, cum este și momentul acesta pe care îl trăim noi. Un moment în care să gândim la rostul existenței noastre și să ne acordăm viața în așa fel încât să ne putem bucura din plin de ea. Și aici, în versetul următor, ne vorbește exact care e rostul meu aici, în momentul de față. Zice așa: a pus anumite hotare locuinței lor ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Atât. Noi știm de obicei că în viața aceasta obișnuită căutăm lucrurile pe care nu le avem sau le-am pierdut. E bine, aceasta este realitatea și în ceea ce ne privește pe noi ca oameni. Am pierdut legătura cu Dumnezeu. Pentru că, așa cum spune în Epistola către Romani, Sfântul Apostol Pavel, pentru că nu L-am proslăvit
ca Dumnezeu. Nici nu i-am mulțumit și nu i-am acordat niciun loc în viața noastră, ne-am depărtat de Dumnezeu și am făcut lucruri neîngăduite, pentru care, așa cum se citea puțin mai devreme, fiecare va trebui să ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu și să dăm socoteală. Mi s-a citit acolo în Epistola către Evrei următoarele cuvinte. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea există acest după aceea. După aceea vine judecata. Momentul în care trebuie să dau socoteală înaintea lui Dumnezeu ce am făcut cu viața mea. El mi-a dat viața, așa am citit. El ne-a dat viață, El ne-a dat suflare și toate lucrurile. E bine, suntem responsabili înaintea lui Dumnezeu ce am făcut cu ce ne-a dat El. Și normal apare următoarea întrebare. Se poate scăpa de această judecată? Putem să ajungem să-L găsim pe Dumnezeu în această existență trecătoare? Ne aducem aminte de rugăciunea lui Moise. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Cartea aceasta ne dă răspuns. Dumnezeu a găsit soluție la această stare a noastră ca să putem să-L găsim pe Dumnezeu. Nu puteam să ne apropiem de un Dumnezeu sfânt atâta vreme cât noi suntem păcătoși. Și un om din vechime vorbește despre lucrul acesta, că păcatele noastre au ridicat între noi și Dumnezeu un zid de despărțire. Imposibil să mă apropii de un Dumnezeu sfânt atâta vreme cât eu sunt păcătos. Dar Dumnezeu în dragostea Lui a găsit soluția. Și soluția am găsit-o, este scrisă în cartea aceasta. Primele versete pe care le-am citit din Epistola către Evrei ne dădeau răspuns la această întrebare. Dumnezeu, după ce a vorbit în vechime părinților noștri în felurite chipuri, la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Fiul lui Dumnezeu ne-a iubit atât de mult. A văzut că este imposibil să ieșim din această stare de oameni păcătoși. Educația e bună, dar educația nu dă putere să ne împotrivim păcatului. Căci în realitate avem un vrăjmaș, diavolul sau satana, care i-a ademenit pe primii noștri părinți. El este o realitate care ne ademenește și ne ispitește pe fiecare în parte dintre noi. Cum să te împotrivești unei asemenea puteri? Dumnezeu a găsit soluția și Evanghelia după Ioan ne spune cât de mult ne-a iubit Dumnezeu pe noi. Și spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. A venit Fiul lui Dumnezeu la noi. Și aici, în Epistola către Evrei, am văzut o prezentare succintă a ceea ce a făcut El când a venit pe pământul acesta. La sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul pe care L-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și veacurile. El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățirea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile preanalte. Trebuia ca cineva să plătească pentru păcatele noastre. Când citim Evangheliile, constatăm această realitate despre care vorbește autorul Epistolei către Evrei. Și anume că Domnul Iisus ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui. Constatăm puterea Lui de Dumnezeu în minunile pe care le-a făcut cât era pe pământul acesta. Când a fost vorba însă ca să plătească pentru păcatele mele și pentru păcatele dumneavoastră, a trebuit ca să primească de bună voie, să fie prins, să fie legat, să fie răstignit pe cruce și acolo pe cruce
să moară în locul fiecăruia dintre noi și acolo pe cruce, încărcat cu păcatele noastre, a scos acest strigăt de durere. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? A fost părăsit de Dumnezeu acolo pe cruce pentru că s-a încărcat cu păcatele mele și ale dumneavoastră și ale lui Elena, despre care am auzit puțin mai devreme. El a plătit acolo dreptății lui Dumnezeu. Jertfa de pe cruce a Domnului Iisus Hristos ne vorbește din partea lui Dumnezeu fiecăruia dintre noi. Așa am citit. La sfârșitul acestor zile, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Acolo pe cruce, jertfa de pe cruce a Domnului Iisus Hristos ne vorbește din partea lui Dumnezeu câteva lucruri foarte importante pentru noi, ca oameni călători pe pământul acesta. În primul rând, ea ne vorbește despre un Dumnezeu drept și un Dumnezeu sfânt, pentru că Fiul lui Dumnezeu s-a încărcat cu păcatele mele și ale dumneavoastră, acolo pe cruce. El a trebuit să fie despărțit de Dumnezeu și să scoată acel strigăt de durere. Ca să vedem cum plătește Dumnezeu păcatul, în jertfa de pe cruce a Domnului Iisus Hristos, constatăm că păcatul este o mare grozăvie dacă Fiul lui Dumnezeu a murit în chinuri mari și grele acolo pe cruce. Dar în al doilea rând, jertfa de pe cruce a Domnului Iisus Hristos ne vorbește cât de mult mă iubește pe mine și cât de mult vă iubește pe fiecare în parte Dumnezeu. Dacă a fost gata să-și dea Fiul la moarte pentru noi, aceasta ne arată cât de mult ne iubește pe noi ca noi să-L putem găsi, așa cum am citit. Să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Domnul Iisus a murit acolo pe cruce, dar nu numai că a murit pe cruce, a fost îngropat. Lumea creștină își aduce aminte de fiecare sărbătoare de Paște despre momentul acesta al învierii Domnului Iisus Hristos. El a înviat și apoi, după 40 de zile, s-a înălțat la cer. El este un mântuitor viu. Un mântuitor viu care ne cunoaște pe fiecare dintre noi. Un mântuitor viu care cunoaște toate problemele noastre. Un mântuitor viu care cunoaște toate greutățile cu care ne confruntăm. Un mântuitor care este gata să se apropie de noi și, așa cum spune înțeleptul Solomon în Cartea Proverbe, El este prietenul nostru cel mai bun. Zice acolo în Cartea Proverbe, prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Prezența dumneavoastră aici, așa de mulți, arată cât de mult ați iubit-o pe Elena. Ați fost prieteni și apropiația ei. Dar să știți că este un prieten care ține la fiecare dintre noi. Ne iubește mai mult decât un frate. În nenorocirea noastră a fost gata ca să vină pe pământul acesta să plătească dreptății lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul. Aceeași carte sfântă din care citim ne spune că Domnul Iisus Hristos a făcut o invitație pentru toți cei ce vor să se apropie de El. A zis așa, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Ne invită la El să venim cu problemele noastre pentru că El este un mântuitor viu. Putem să mergem acasă și să intrăm în camera noastră și să-i spunem Lui tot ceea ce se petrece în viața noastră. El vrea să stea de vorbă cu noi. El este aproape, de aceea, nu? Pavel acolo în Atena spunea să se silească, să-L găsească bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. El este aproape, El este aici, El ne cunoaște și ne vede. Putem sta de vorbă cu El, putem să-I spunem tot ceea ce se petrece în viața noastră. În primul rând, e normal să-I mulțumim pentru dragostea Lui, că ne-a iubit așa de mult, că a fost gata ca să vină pe pământul acesta și să se nască în condițiile cele mai umile, să trăiască o viață sfântă,
timp de 33 de ani pe pământul acesta și ieșind biruitor asupra ispitelor, a putut să îndeplinească cerințele dreptății lui Dumnezeu și să fie pentru fiecare dintre noi jertfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și e normal să-i mulțumim pentru această dragoste a lui, să-i mulțumim că a murit pe cruce pentru păcatele noastre, să-i mulțumim că sângele lui a curs acolo pe cruce ca să facă ispășire. Și Scriptura spune, ne dă garanția aceasta. În El, adică în Domnul Iisus, avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile Harului Său. Sângele Lui a curs acolo la cruce ca să facă ispășire pentru toate păcatele noastre. Și normal este când El vrea să-mi ofere în dar această iertare, normalul este să-mi deschid inima pentru El și să-i mulțumesc. Să-i mulțumesc că m-a iubit așa de mult și a făcut lucrul acesta. Am avut harul să mă nasc într-o familie de oameni credincioși. Și Evanghelia m-a cercetat și la vârsta de 13 ani am făcut pasul acesta. Nu-mi pare rău. Și vreau să spun că viața creștină, viața cu Domnul Iisus Hristos, este o viață minunată, dar asta e pe gustate. Trebuie ca fiecare dintre noi să facem pasul acesta, de a ne întâlni cu Domnul Iisus Hristos, de a veni la El și a-L primi în inima noastră. Ne garantează Scriptura următorul lucru. Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, ni se spune așa, tuturor celor ce L-au primit pe Domnul Iisus, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Deci nu numai că ne iartă păcatele, Domnul Iisus Hristos este acela care ne oferă când venim la El acest mare dar, să devenim copii ai Lui Dumnezeu și să ne bucurăm de toate binecuvântările care decurg din această stare minunată. Iată, rostul meu pe pământul acesta și rostul fiecăruia dintre noi este ca să-L căutăm pe Dumnezeu și să-L găsim, măcar că nu este departe de fiecare în parte dintre noi. Iată, cu această ocazie Dumnezeu ne vorbește fiecăruia dintre noi. Cu această ocazie Dumnezeu ne invită să răspundem la chemarea Domnului Iisus Hristos. Ne aduce aminte că suntem călători pe pământul acesta și ne îndeamnă să fim înțelepți și să răspundem la această chemare a Domnului Iisus Hristos. În fine, textul pe care l-am citit ne pune în față însă și un avertisment. Căci epistola aceasta către evrei, după ce ne vorbește despre binecuvântările care le avem în Dumnezeu, ne spune în partea a doua unde am citit că există pericolul ca cineva să fie nepăsător. Sigur, suntem liberi. Suntem liberi să răspundem la chemarea lui Dumnezeu? Suntem liberi să-L primim pe Domnul Iisus Hristos și să ne îndeplinim menirea noastră, trăind o viață cu El? Sau suntem liberi să rămânem nepăsători față de această lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o prin Domnul Iisus Hristos? Numai că aici apare o mare deosebire. Domnul Iisus a murit pentru toți oamenii. Jertfa Lui de pe cruce este suficientă să ierte pe toți. Numai că aceia care răspund la chemarea Domnului Iisus Hristos, aceia care îl primesc pe Domnul Iisus în inimă, scapă de judecata lui Dumnezeu despre care am citit mai devreme. Voi citi versetul cu pricină. Evanghelia după Ioan, în capitolul 5, găsim scrise următoarele cuvinte. Versetul 24. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele
și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Deci, iată, noi ca oameni ne vom despărți în două cete. Unii care au răspuns la chemarea Domnului Iisus, care nu mai merg la judecată pentru că a fost judecat Domnul Iisus Hristos în locul nostru, și unii care rămân nepăsători nu primesc această iertare și asupra cărora va plana judecata lui Dumnezeu și care se vor prezenta înaintea lui Dumnezeu să dea socoteală, în primul rând, pentru că n-au primit jertfa Domnului Iisus Hristos. Cu această ocazie putem să spunem: Domnul să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Domnul să binecuvinteze cuvântul pe care ni l-a pus în față. Domnul să mângâie familia îndurerată. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți cei ce ați înțeles să participați cu această ocazie și să fiți alături de noi cu ocazia despărțirii de trupul Elenei. În ceea ce o privește pe ea, avem această nădejde bazată pe cuvântul lui Dumnezeu, că ea a primit pe Domnul Iisus, a primit mântuirea Lui, ea nu mai merge la judecată, ea a mers acasă la Domnul, acolo unde Domnul Iisus Hristos s-a dus mai dinainte să-i pregătească un loc. Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să ne dea harul și înțelepciunea de care avem nevoie, ca ținând cont de ceea ce El ne-a scris în cartea aceasta, să putem trăi viața aceasta pe pământul acesta, binecuvântați de acest Dumnezeu minunat, să trăim această viață frumoasă pe care Domnul ne-a oferit-o prin Evanghelie. Domnul să ne ajute ca să ținem cont de aceste cuvinte pentru binele nostru veșnic și pentru slava lui Dumnezeu. Amin. Să fii, nici un el nu vrea ca să
Mai cântăm și cântarea 151. Cine sunt oare oamenii aceia? Doamne Iisuse, suntem aici înaintea Ta, știm că Tu ești în mijlocul nostru și Tu ești Dumnezeul mângâierii oricărui suflet care cheamă numele Tău. Ești gata să fii în ajutor oricărui suflet care se încrede în Tine. Așa cum Tu ai spus ucenicilor Tăi, voi să aveți credință în Dumnezeu și să aveți credință în Mine, căci în casa Tatălui Meu sunt multe locașuri.
chiar dacă toată lumea s-ar pocăi, are loc acolo în împărăția ta. Dar ce puțini sunt aceia care dau curs chemării tale. Și pentru că în aceste momente s-a lansat această chemare oamenilor care sunt aici tineri și în vârstă, învățați și mai puțin poate învățați, care au stat în fața ta știind că tu ești în mijlocul nostru, au auzit un mesaj din partea ta al dragostei pe care tu ai avut-o față de noi. În ceea ce privește, ai ascultat de Tatăl și ai împlinit voia lui Dumnezeu și ai dorit să împlinești și voia noastră și nevoia noastră. Aveam mare nevoie de un Mântuitor și te-ai oferit de bună voie. Și pentru că astăzi s-a arătat oamenilor calea mântuirii prin credința în tine, cei care suntem aici în această curte, să-i binecuvintezi, să ia seama, să pună la inimă, căci aici de pe pământ plecăm și tineri și oameni în vârstă, și fiecare la rândul cetelor noastre, când este rânduit de Dumnezeu, va ajunge acolo. Ajută-ne ca aici, cât suntem pe pământ, să ne punem sufletul la adăpost, cei care nu l-au pus și cei care ne-am încrezut în tine, să întărești încrederea noastră în numele tău. Te rugăm și pentru familia care trece prin această încercare grea, să fii mângâierea lor, atât a mamei, a tatălui, a sorei și rudele apropiate și îndepărtate, bunici. O, Doamne, numai Tu poți mângâia și Tu ai spus că toate lucrurile lucrează spre bine. E adevărat că e greu atunci când trecem. De aceea te rugăm pe Tine ca să lucrezi în bunătatea Ta, ca această lucrare care se va face aici, care s-a făcut, să fie spre folosul multora care sunt aici, să-și pună la inimă lucrul acesta, să cheme numele Tău, să se încreadă în Tine, ca să aibă parte atunci când va pleca de pe pământ, să ajungă acolo unde Tu te-ai dus să ne pregătești un loc și unde s-au dus toți aceia care s-au încrezut în Tine, așa cum s-a spus și de Elena, că a ajuns în împărăția Ta, a avut pe inimă să facă lucrarea Ta, slujba Ta de evangelizare. De aceea mulțumim că și Tu ai desfășurat această lucrare prin Duhul Tău cel Sfânt și Tu să o binecuvintezi pentru slava Ta și binele nostru veșnic. Amin. Să cântăm cântarea 205.
Cum oamenilor este mântuit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Și mai adăugăm încă un verset, Roman, capitolul 3, versetul 25, prima parte a versetului 25. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jertfă de ispășire. Cele două versete exprimă atât dreptatea lui Dumnezeu, dar și bunătatea lui Dumnezeu. Știu că nouă ne place mai mult să ne scăldăm în dragostea și bunătatea lui Dumnezeu, care este infinită, dar să nu uităm, iubiților, că El este și sfânt și drept. Și El a rostit o sândă asupra păcatului. Plata păcatului este moartea și a spus cuvântul în dreptul dreptății sale. Nu putea să nu o facă. A trebuit să o facă și a rânduit ca să ne naștem într-o zi. Pe cruce ați văzut că scrie data nașterii și data decesului. E o rânduială peste care nu poate să treacă nimeni. Nu ne-a întrebat Domnul Dumnezeu când vrem să ne naștem sau unde. E o planificare divină. Și când plecăm dincolo în veșnicie, de asemenea, este planificarea sa. El a rânduit să murim. Și urmează judecata. Dar n-aș vrea să vorbim prea mult de lucrul acesta, pentru că vreau să mergem dincolo la versetul celălalt, cuvântul dragostei lui Dumnezeu. Nu uităm să nu ne jucăm cu dreptatea lui Dumnezeu. Cei mai mulți aici sunteți părinți sau părinți în devenire. Nu e așa că vă exercitați în cadrul familiei, în față de copii, atât bunătate, ca și dreptate. Are dreptul părintele? Are. Nu comentăm sistemul în care trăim astăzi, dar după principiile lui Dumnezeu, principiile biblice, autoritatea se păstrează atât în dreptate, cât și prin bunătate. Mă întorc la dragostea lui Dumnezeu. Deși noi meritam să fim judecați, osândiți pentru eternitate, pentru veșnicie. Oamenilor le era rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecat. Dar dragostea lui Dumnezeu a găsit o posibilitate de scăpare pentru noi. Bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui, a rânduit și cuvântul dragostei sale este că Domnul Hristos a fost rânduit de Dumnezeu o jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. Toate crucile, înainte de a scrie numele decedatului, sunt niște inițiale, INRI, Iisus de Nazaret, Regele Iudeilor. A fost rânduit Fiul lui Dumnezeu, planificat să vină aici la noi pe pământ. Și nu numai să ne facă o vizită ca un oaspete divin, să se uite la noi, să ne vadă starea în care am ajuns din pricina neascultării și să plece mai departe. Nu, s-a oprit, a trăit printre noi în Țara Sfântă, dar a murit pentru noi pe o cruce. Pentru asta se pun aceste cruci la capătul celor care le pleacă și care sunt creștini. Pe o cruce a fost răstignit Fiul lui Dumnezeu. De ce? De ce a trebuit El, sfânt și nevinovat, să moară pe crucea Golgotei? Vă amintesc un pic din procesul Domnului Iisus Hristos.
L-a mirat foarte mult atitudinea Domnului Iisus pe Pilat din Pont, acest judecător roman și dregător în vremea aceea. L-a mirat foarte mult că Domnul Hristos, el încerca să-l scape, a încercat de mai multe ori să-l scape pe Domnul Iisus și a dat seama că e nevinovat. Și cu toate acestea s-a mirat Pilat că el acceptă să meargă pe drumul durerii, pe drumul osândirii. A fost judecat și osândit în locul meu și în locul dumneavoastră, iubiților. Ăsta este răspunsul. Prorocul Isaia, cu vreo 700 de ani înainte de a veni Domnul Hristos, vorbește de momentele acestea și spune el, printre altele, metaforic vorbind, ca un miel care îl duci la măcelărie, ca o oaie mută înaintea celor ce o tuci, n-a deschis gura deloc și din nou mă duc la Pilat. De ce nu răspunzi? De ce nu te aperi? De ce nu vorbești? El a tăcut. El a scris că el trebuia să tacă. Ca să avem noi posibilitatea să fim iertați. A fost rânduit, a fost planificat Fiul lui Dumnezeu. Se spunea acasă, nu suntem veniți la întâmplare. Suntem ființe veșnice, ființe eterne și avem nevoie de un Mântuitor etern, un Mântuitor veșnic în persoana Domnului Iisus Hristos. N-a lăsat Domnul Dumnezeu pe seama noastră iertarea și mântuirea și mai ales, cum am citit, ispășirea înaintea dreptății lui Dumnezeu. Cu ce să facem noi ispășire? Cu ce să mulțumim noi cerințele dreptății lui Dumnezeu cu privire la vina păcatelor noastre? Dar noi și prin noi nu era posibil. Șansa noastră a fost și este că Domnul Hristos a fost planificat, a fost rânduit, jertfă de ispășire pentru păcatele noastre. El a murit și a intrat în cer, în locul preasfânt, în locul reședinței lui Dumnezeu, cu însă sângele său, iubiții mei. Sângele Domnului Iisus Hristos este prețul de iertare, de răscumpărare pentru noi. Și dreptatea lui Dumnezeu nu acceptă altceva decât sângele Domnului Iisus Hristos. Ce trebuie să facă omul acum? Am văzut cuvântul dreptății lui Dumnezeu. Trebuie să ne supunem, să acceptăm. Am văzut cuvântul dragostei lui Dumnezeu. Ce vom face noi? Ce atitudine vom lua noi? Atât față de cerințele dreptății lui Dumnezeu. Și când îmi dau seama că dreptatea lui Dumnezeu trebuie să mă lovească pe mine, va trebui să pătrundă în sufletul meu acel act de pocăință de care am auzit. Dar îmi pare foarte rău că îl ocolim termenul acesta, dar noi trebuie să-l trăim. Domnul Hristos spune într-un prejur, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și prima sa predică a fost aceasta. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelia. Și Evanghelia este chiar el, această veste bună care a murit pe cruce pentru noi. Pocăința și credința trebuie să aibă loc în viața noastră, un act de voință voluntară, nu în mod forțat și obligat. Domnul Hristos n-a obligat pe nimeni și nici nu acum o face. Dar, iubiții mei, având în vedere faptul că ne pândește momentul acesta al plecării dincolo, pe fiecare în parte și nu știm cine va urma, sigur, cei ca mine la 73 de ani, zice că pe noi, eu urmez. Uite că Domnul alege, Domnul dă și Domnul are dreptul să ia. El ne dă viața, El are dreptul să ia. Domnul să ne ajute pe toți, să ne gândim serios la veșnicia noastră. După cum vedeți, nu suntem păsări, la păsări, la animale, nu se face nicio slujbă. La oameni, da, de ce? Sunt ființe eterne.
Noi, dincolo de această caroserie, nu știu ce vrei să zic, am lucrat și în domeniul auto, asta e doar caroseria, șoferul nu e aici. Șoferul a plecat. Domnul să ne încredințeze de adevărul Scripturii. Și ce bine ar fi dacă ați citit personal, să vă încredințați personal. Noi vă spunem și vă spunem cu toată dragostea. Harul lui Dumnezeu aduce mântuire pentru toți oamenii, dar să nu uităm că cine nu intră sub incidența Harului lui Dumnezeu, sub această acoperire a sângelui Domnului Iisus Hristos, va trebui să dea socoteală singur înaintea dreptății lui Dumnezeu pentru viața ce a trăit aici și mai ales pentru refuzul de a ne adăposti în sângele Domnului Iisus, repet, printr-un act de voință, pocăință și credința în Domnul Hristos. Mă bucur că văd în fața mea aici o familie plină de pace, plină de liniște. Nu credeți că e harul lui Dumnezeu, e bunătatea lui Dumnezeu? Și Domnul să-i binecuvânteze. N-am trecut pe drumul acesta. Nu știu cum e să-ți vezi copilul în sicriu. Dar știu, pentru că am stat de vorba seara cu dânsii și chiar tatăl a mărturisit că vrea să fie cu Elena Dico. Și să putem spune, iubiților, toți, nu un adio, ci la revedere, Elena, ne vom revedea acolo. Amin. Amin. 262. Rai luminos, cereasca mea țară. Rai luminos, cereasca mea țară. Caminul celor răscumpărați, cetatea mea cu străzi chiar de aur, ești visul meu sunt, dorul meu aprins. Odihnă, pace, lângă Doamne Iisuse, Mântuitorul nostru iubit, mulțumim că ai fost împreună cu noi pe drumul acesta pe care am mers, cu ocazia plecării dintre noi a Elenei. Mulțumim pentru cuvântul
pe care ne l-ai pus în față cu această ocazie. Și binecuvintează-ne pe fiecare în parte dintre noi cu harul de a ne alinia la voia Ta, de a ne înscrie în voia Ta în așa fel încât să ne putem bucura din plin de viața pe care ne-ai oferit-o prin jertfa Ta de pe cruce. Binecuvintează cuvântul pe care ne l-ai pus în față și binecuvintează și mângâie familia îndurerată. Binecuvintează pe toți cei ce au fost prezenți aici și îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Familia foastră și a la revedere. Noi poate vom cânta o vom revedea odată, lângă Domnul când vom fi, și de-acolo niciodată nu ne vom mai despărți, și de-acolo niciodată nu ne vom mai despărți. Cea de sus, cât de mult dorim noi zorii zilei cei fără apus, cât de mult dorim noi zorii zilei cei fără apus, ca împreună cu toți sfinții, dăm și cântarea 147, să vezi pe Iisus în față. Să
și eu voi sta. Voi chiar cu el asemene și-n veci îl voi lăuda. Orice mare fericire când privindu-mă cu drag, când va spune cu iubire și pentru tine băieții care se ocupă aici.